Salut, Ianis. Astăzi avem o provocare specială pentru tine. Penny, sponsorul echipei naționale, știe ce îți place. De aceea am niște întrebări despre ceea ce îți place ție în afara fotbalului. Care este filmul tău favorit? Regele Leu. Orașul favorit? Los Angeles. Mâncarea preferată? Pastele. Culoarea preferată? Negru. Actorul preferat? Kevin Hart. Cartea pe care ai citit-o și care ți-a plăcut cel mai mult? Biografia lui Kevin Hart. Mașina preferată? BMW. Citatul după care te-ai ghidat cel mai mult în carieră și în viață? Nu am un citat, am un cuvânt și acela este faith. Sportul preferat în afara fotbalului? Basket. Colegul preferat de la echipa națională? Nu pot spune doar unul. Sunt mai mulți. Poți să-i spui pe toți. Răzvan, Băluță, mai ales că cu ei am și crescut împreună și ultimile dăți mai mereu ne-am văzut la națională. Și, Benzar, Coman acum, suntem mulți, mulți care, pe care îi cunosc. Nu pot să spun doar câțiva, pentru că poate nu-i spun pe ceilalți și o să se supere pe mine. Echipa preferată, și aici am două opțiuni, să nu spui viitorul și România. Ajax. Fructul preferat? Mărul. Vacanța perfectă în care ai fost? Cu familia în Spania, în Palma de Mallorca. Golul pe care l-ai marcat și ți-a rămas cel mai mult la inimă? Golul din corner cu Bosnia, de acasă, de la tineret. Calitatea umană pe care o apreciezi cel mai mult? Sinceritatea. Îți mulțumim, Ianis. Hai România! Eu vă mulțumesc!